Casa Județeană de Pensii Publice Galați a anunțat noile prevederi ale legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2014. Principalele noutăți se referă la valoarea punctului de pensie, câștigul salarial mediu brut, ajutorul de deces și indemnizația pentru însoțitori, care vor fi majorate începând de anul viitor. Astfel, valoarea punctului de pensie va crește cu aproximativ 30 de lei și salariul mediu brut cu 75 de lei. În anul 2014 se va majora și cuantumul ajutorului de deces, iar însoțitorii persoanelor cu handicap vor primi 80% din valoarea punctului de pensie majorat. Valoarea punctului de pensie pentru anul 2014 este de 790,7. Avem o creștere de 3,76% a valorii punctului de pensie față de anul 2013. Indicele de corecție prevăzut la articolul 170 din legea 263/2010 aferent anului 2014 este 1,07 și reamintesc că aici cu indicele de corecție el se aplică o singură dată, la data înscrierii la pensie. Câștigul salarial mediu brut este de 2298 de lei. Ajutorul de deces este la acest nivel de 2298 de lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, iar în cazul decesului unui membru de familie este la jumătate, adică 1149 de lei. Cuantumul indemnizației pentru însoțitor reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, mai exact 633 de lei. Rămân neschimbate cotele de contribuții la asigurări sociale pentru toate condițiile de muncă. În plus, nivelul minim per asigurat înscris este de 804 lei, iar nivelul maxim este de aproximativ 11.500 de lei. În județul Galați, la acest moment, sunt aproximativ 140.000 de pensionari.